pare foarte bine că este un diferent internațional. Eu nu am văzut în viața mea un jurnalist român să se comporte de o asemenea manieră grobiană cum s-a purtat această pseudo-jurnalistă dezaxată. Președintele României, Klaus Iohannis, a avut o primă reacție după scandalul dintre senatoarea Șoșoacă și jurnalista italiană. Președintele cere autorităților competente să verifice la sânge incidentul. Este un incident absolut regretabil și trebuie să fim foarte clari. Sechestrarea de persoane se sancționează conform legii și în România. Pe de altă parte, nu vreau să mă antepronunț. Absolut toate autoritățile competente să verifice ce s-a întâmplat și cum s-a intervenit, trebuie să-și facă datoria cu vârf și îndesat, cum se spune, după care, cu siguranță, voi aștepta concluziile de rigoare. Cert este, solicit această verificare la sânge pentru a nu avea încă o dată un astfel de incident, care este absolut regretabil. Ministrul de Interne a avut și el o reacție vehementă după ce soțul Dianei Șoșoacă a primit doar control judiciar în dosarul de ultraj. Eu, ministrul afacerilor interne, vă spun că sunt foarte nemulțumit că un polițist participant la această acțiune, la această activitate, a fost împins, i s-a pus mâna în gât și a fost tras de uniformă. Iar cel care a procedat, s-a dedat la astfel de fapte de ultraj, este în libertate. Și eu sunt nemulțumit în calitate de ministru al afacerilor interne de acest lucru. Am o relație de colaborare foarte bună cu doamna Luciana Lamorghese, ministru de interne din Italia, și am încredere că la finalul acestor anchete toți cei vinovați vor plăti. De altfel, domnul secretar de stat Raed Arafat vă poate da un detaliu important legat de mesajul pe care domnul ambasador intenționează să-l dea cu privire la acest incident. Eu am vorbit cu domnul ambasador, acolo nu există reproșuri față de modul în care a acționat poliția. Deci eu, din discuția care am avut-o cu dânsul, a zis că au avut oameni care au fost acolo, care au fost la secție de poliție și au văzut că s-a lucrat în mod profesionist și că nu există reproșuri. Bineînțeles, dânsul poate să iasă și să spună mai mult. Întreg scandalul ia însă o nouă turnură după ce Diana Șoșoacă a acuzat că i s-au furat lucruri importante din cabinet în timp ce se afla în Parlament.